Peste 60 de mașini istorice construite în perioada 1931-1983 vor lua startul la cea de-a 15-a ediție a Raliului București-Giurgiu, organizată de Retromobil Club România. Cursa va fi împărțită pe etape. Prima, care va avea și probe speciale, are loc în capitală vineri seară, urmând ca a doua etapă, care va fi una contratimp, să se întindă pe o distanță de 65 de km între București și Giurgiu. Startul celei de-a doua etape va fi sâmbătă la ora 10, primul echipaj urmând să ajungă la Giurgiu în jurul orei 12. Giurgiuvenii vor putea admira automobilele de epocă între orele 12:30, 13:45 în piața Teatrului Tudor Vianu. Mașinile vor ajunge ulterior în port, acolo unde va avea loc afișarea rezultatelor și premierea câștigătorilor. Raliul Giurgiu-București este cel mai vechi concurs automobilistic din România, prima ediție având loc în anul 1904. Cursa a fost câștigată atunci de George Valentin Bibescu, startul fiind luat de numai 6 autovehicule.